Bun găsit la analiză finală, vă spunem din studiourile televiziunii Parâng din Petroșani. Invitatul meu de astăzi este domnul Gabriel Lungu, administrator public al municipiului Lupeni și președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Lupeni. Bună ziua, domnule Lungu, și bine ați venit. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Astăzi intenționez să discut cu dumneavoastră despre situația sistemului sanitar în general și în special a Spitalului Municipal din Lupeni. Vreau să precizez că am încercat să găsesc în Valea Jiului, mai sunt două spitale, Petroșani, Spital de Urgență și Spitalul din Vulcan, Municipal, ceva echivalent, ca să spun așa, cu funcția domnului Lungu, de aceea de președinte al Consiliului de Administrație. Din câte am înțeles, la Spitalul din Petroșani nu există așa ceva. După ce domnul Sorin Apostu acum vreo două luni și-a dat demisia din această funcție, probabil că totul merge bine, nu este nevoie de Consiliul de Administrație și de președinte al Consiliului de Administrație. Iar la Spitalul din Vulcan am aflat o situație mai ciudată, acel spital despre care s-a discutat în ultimele zile, înainte de Sfintele Sărbători de Paște, știu că a fost o grevă acolo, lumea era nemulțumită că nu și-a primit salariile. La acel spital de anul trecut, de prin iunie, de când fosta doamnă viceprimar Angela Stoica și-a dat demisia din funcția de președinte al Consiliului de Administrație fiind incompatibilă, s-ar părea că n-a mai făcut nimeni niciun fel de ședințe, n-a mai fost ales nimeni, nu s-a mai pus problema, înseamnă că totul merge bine și probabil că această funcție nu este chiar atât de importantă pentru un spital, așa că dacă cele două spitale merg așa de bine, îl rog pe domnul Lungu să-mi spună și mie ce atribuții are această funcție, să începem de aici, cu ce trebuie să, cu ce să mănâncă această, eu știu, acest Consiliu de Administrație. Are vreo treabă sau o facem doar așa? Acest Consiliu de Administrație a venit ca urmare a modificărilor legislative aduse în anul 2010, când spitalele din țară, foarte multe în județul Nedoara, mai puțin unul, Spitalul de Psihiatrie de la ZAM, aparține de Ministerul Sănătății, restul au fost date autorităților locale și județene. Atunci s-a considerat necesar faptul că dacă un spital aparține de autoritate locală, trebuie să existe un reprezentant al primarului și doi reprezentanți ai Consiliului Local, plus doi reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, deci sunt 5 persoane care fac parte din acest Consiliu de Administrație, dar trebuie să spunem clar de tot că inclusiv dacă vorbim de această perioadă foarte grea pentru sistemul sanitar, de măsuri luate pentru a pune în balanță veniturile cu cheltuielile, ele trebuie avizate de Consiliul de Administrație. Totodată, multe alte atribuții ale Consiliului de Administrație se regăsesc chiar și în acreditarea spitalelor. Deci, dacă nu ai anumite ședințe, dacă nu ai anumite măsuri luate, anumite măsuri aprobate în Consiliul de Administrație, se avizează bugetele, se avizează inclusiv în legislativ, se avizează cheltuielile de personal. Dacă a fost imediat după 2010, legislația prevedea că 70% din încasările de la casă, nu, mai mult de 70% nu pot fi cheltuite cu personalul. În acest moment, legislația spune clar de tot că aceste cheltuieli cu personalul trebuie propuse de comitetul director și avizate de Consiliul de Administrație. Deci, dacă nu există acest Consiliu de Administrație, nu se întâlnește și nu există în cazul unor spitale și nu se avizează, înseamnă că e o încălcare a legii. Dar cum s-a ajuns? Mai e acea limită de 70%? Nu este o limită de 70%. A rămas să fie avizată de Consiliul de Administrație, exact cum am precizat. Deci e o responsabilitate foarte mare, pentru că și acea încadrare în 70%, iar după mine și după colegii mei, a fost benefică și încercăm să o menținem în continuare, întrucât dacă depășești cu peste 70%, este clar de tot că nu îți mai rămân bani pentru cheltuielile cu bunul servicii, pentru cumpărarea de medicamente și pentru cumpărarea de materiale sanitare, dacă tot banii îi cheltui pe salarii. Da, mi se pare logic. Primăria din Lupeni a preluat acest spital în anul 2010, nu? Da, în iunie 2010. Dumneavoastră chiar ați participat la semnarea acelui protocol de predare-primire care s-a ținut la Deva, la prefectură, nu? În sala de ședințe.
A fost foarte multă lume acolo, mulți primari erau entuziasmați, domnule, ce o să fie, o să am eu acolo spitalul meu, mă joc cu el cum vreau, o să am asistente la dispoziție, tot ce îmi dorește inimioara și mai departe Dumnezeu cu mila. Așa s-a întâmplat la alte spitale din țară care s-au văzut, au rămas, au arierate, sunt pe care de a se închide. Acum am văzut că a dat guvernul o hotărâre, ce au dat acum, o ordonanță prin care se stabilește criteriile prin care unitățile administrativ-teritoriale, respectiv Consiliul Județean, primăriile de orașe și primăriile de comune, municipii, pot intra în insolvență. Deci nu mai e nicio chestie de asta cum era înainte, domnule, știți, e spitalul și nu-i se taie apa, domnule, e spitalul și nu se închide, că rămân oamenii fără asistență. Nu mai s-a terminat cu... Acum toată treaba este să te gospodărești cum trebuie, să încerci la maxim să folosești resursele pe care le ai, eu știu, judicios. E un cuvânt care se folosea mult înainte, dar probabil că e și acum de actualitate, și să încerci și să mai tai din prăduiala care s-a făcut până în 2010 cu spitalele. În 2010, în iunie, Spitalul Municipal Lupeni, să ne referim la el, a fost preluat cu 23 de miliarde de lei vechi datori. Deci se arăta clar de tot, aparținea de Ministerul Sănătății, spitalul nu funcționa bine dacă spitalul avea 23 de miliarde de lei datorie, adică cam de 3 ori bugetul actual pe lună al spitalului din Lupeni. Deci în momentul de față avem venituri de 8 miliarde 100 de milioane și tot atunci aveai 23 de miliarde de datorii. Pe fondul, trebuie să precizăm și acest lucru, în acel moment spitalul avea 175 de paturi. În 2011-2012 numărul de paturi a fost redus la nivel național și inclusiv la spitalul din Lupeni și a fost redus la 138 de paturi. Deci avem 37 de paturi, mai puțin în 3 ani de zile. Și în acest moment spitalul nu are niciun leu datorie. Deci e clar de tot că, exact cum a spus înainte, nu se închidea apa la spital, nu se închidea curentul, nu se închidea gazul, pentru că ele erau, în special aceste utilități, aparțineau de stat și tot timpul se punea această veche poveste că cum să tai la spital utilitățile, cum să lași spitalul și bolnavul în asemenea situații. S-a observat clar de tot că s-au închis spitalele cu totul. Au rămas în anumite localități decât clădirile. Culmea, au rămas și pancartele spitalelor, spunând acolo spitalul, și s-a dovedit clar de tot că în România au murit oameni în fața șazisilor spitale, pentru că s-au dus acolo și au murit pe trotuar, că spitalul de fapt era închis, avea lacăt pe el. Dar ei au văzut acolo, trecând prin localitățile respective, că e spital, că au văzut un pancart. Deci, spitalul a fost preluat cu datorie. Este adevărat că a fost atunci o hotărâre de guvern care a șters datoriile la toate spitalele din țară și de aici i-a lăsat pe fiecare să se gospodărească. Bineînțeles că nu a fost o măsură prea bună a Ministerului, adică ai administrat atâția ani de zile și nu ai fost un bun administrator, ai revenit acum și ai dat la administrațiile locale și le ceri lor să facă și cu fonduri insuficiente și le-ai tăiat și numărul de paturi finanțate. Dar cu toate aceste probleme, ați spus că la DEVA a fost acea întâlnire, acea ședință de preluare a spitalului. Da, erau persoane care în mod inconștient, a spune, sau neinformați, erau așa, trăiau într-un moment de fericire, euforie, așa, da, că vor prelua spitale, că ei vor deveni șef, că vor pune ei manager, că vor pune asta. Nu a fost cazul la Lupeni. Am tratat această problemă cu seriozitate și cu o mare responsabilitate. Noi, sincer, nici nu am fi vrut să preluăm spitalul la Ministerul Sănătății. Așa, că și domnul primar atunci a dat niște declarații, în sensul ăsta că nu dorește, nu vrea această putere pe care o doreau alții, dar responsabilitatea era mult mai mare decât puterea care o aveai și spitalul ar fi trebuit, în cazul refuzului, să rămână la Ministerul Sănătății. Dar cei de acolo au spus clar că cei care refuză să preia spitalele, le închid. Și atunci aveam între
a închide între responsabilitate și a închide spitalul și a lăsa 25-30 de mii de locuitori numai în municipiul Lupeni, plus mii de locuitori din Valea Jiului, fără asistență tehnică de specialitate în domeniul medical, numai pentru că noi n-am fi preluat spitalul. Ne-am asumat acest lucru și de asta s-a format și acest Consiliu de Administrație. Eu sunt reprezentantul primarului în acel Consiliu și ales dintre membrii președinte. Colegii mei de la Consiliul Local sunt tot acolo și atunci trebuie să ne ocupăm de acest lucru. Lucru cel mai clar și într-un mod plăcut pentru noi este că după 3 ani de mandat pentru a administra spitalul, dar luna viitoare se împlinesc și 3 ani de zile, avem un spital fără niciun leu datorie, cu niște investiții în ceea ce înseamnă sala ATI, modernizare, extindere strict a primăriei și cu destui medici pe specialități, unele chiar greu de găsit în țară, aduși la spitalul din Lupeni. Cu ce ați început atunci? Eu știu că de undeva trebuia să dispară acele datorii, trebuia, nu s-au făcut așa, n-au căzut ele din pom. Nu cred că atunci se achiziționau medicamente mult mai multe pentru fiecare. Eu știu, nu trebuia omul să-și aducă de acasă aspirine, mâncarea era mult mai bună și acum ați mai tăiat de acolo și, eu știu, acum omul suportă și el când merge la spitalul din Lupeni, eu știu, nu are apă, nu are curent, nu are dacă... S-a vorbit foarte mult că în sistemul sanitar se fură. Să vorbim corect, ăsta este mai greu de exprimat de către anumiți politicieni la televizor. Ei nu spun acest cuvânt furat. Deci, generală la fac noi, așa nu... pentru că, în primul rând, mulți ar face referire la ei. Și atunci evită cuvântul acesta. Eu o să spun clar de tot și am spus-o pentru că în anii aceștia n-am considerat să stăm așa într-un turn de fildeș și să nu discutăm cu medicii, cu asistentele, cu infirmierele, cu persoanele de curățenie și așa mai departe. Ba din contră, au avut întâlniri periodice, am fost la raportul de gardă al medicilor, am fost la ședințe cu personalul medical și în care le-am explicat că niște contracte încheiate de pe timpul Ministerului Sănătății de fostul manager erau dezavantajoase clar pentru spital. Și de fapt am demonstrat acest lucru că un contract, de exemplu, de spălătorie de la 2.900.000 a ajuns la 1.350.000.000, adică peste 50%. Un contract de întreținere de la 3 miliarde de lei a ajuns la 1.800.000.000. Că un contract de pază de la 1.600.000.000 a fost adus la 0 lei pentru că a fost desființat acel serviciu de pază și ziua asigurăm cu personal de la spital și noaptea cu poliția locală. Că un contract de avocatură de 1.500.000.000 a fost închis și nu s-a mai contractat servicii juridice cu avocați și am dat o hotărâre de Consiliu ca juriștii primăriei, pentru că acum spitalul aparține primăriei, să reprezinte în instanță și să supravegheze actele juridice încheiate de spital. Deci nu s-au mai plătit alți bani grei. Și alte contracte și de hrană și de servicii care au putut fi reduse și eu am putut să le spun să ies în față cu toate contractele respective, să le vorbim medicilor, să le vorbim personalului medical și să le arătăm că diferența considerată de noi era o diferență de șpagă. Pentru că altfel nu se poate discuta de altceva că în momentul în care aceeași firmă care spăla în spitalul Lupeni a spălat cu 2.900.000.000 în anul 2010 pe un contract încheiat când TVA-ul era 19%, a putut să spele în 2011 și în 2012 și urmează și în 2013 pe un TVA de 24% cu 1.350.000.000. Restul și înseamnă că are și un mic profit acolo. Restul îl poate vedea orice cetățean, dar orice telespectator în cazul de față, dar cel mai bine l-a simțit personalul din spitalul din Lupeni.
Dacă se rămânea la aceleași, știu, aceleași contracte așa umflate din punctul meu de vedere, după cum spuneați dumneavoastră, de unde se putea tăia? Din salarii? Se dădeau oameni afară? Unde, undeva trebuia? Că acum gata, s-a terminat, sunt banii care vin, nu? O sumă de 100 de lei, cu 100 aia de lei trebuie să te... Hai că poate anul ăsta faci niște datorii, nu? Că cineva te creditează. Dar la anul nu mai îți dă nimeni nimic. Ce, bă, tu nu ești bun, planic, ești gata, lasă-mă, la revedere, pa, nu? Nu mai dă nimeni bani, să înțelegem o treabă. Chiar vorbeam și acum două zile cu comitetul director. Este o veche deviză, chiar dacă aparținea din politică, era prin noi înșine. Deci, bine, a fost de mult, nu se mai poate. Nu se mai poate acum, dar am zis că s-o putăm noi la spitalul din Lupeni, pentru că nu te poate ajuta nimeni. Tu singur, prin serviciile pe care le efectuezi, prin banii de la casă, să te gospodărești cu ceea ce ai. Să nu mai vedem așa cum e un cântec cai verzi pe pereți și să realizăm situația în care suntem, să realizăm că de fapt, eu am spus așa acum câteva luni de zile, acum două luni și ceva, am fost chemați la Consiliul Județean, de față fiind președintele Consiliului Județean, președinta Casei de Asigurări de Sănătate și toți primarii și reprezentanții primarilor și ai comitetelor directoare de la spitale. De spitalele, erau primarii care aveau spitale. Acolo noi am fost felicitați. Noi fiind singuri alături de Spitalul Județean Deva, care nu aveam nicio datorie. Și noi fiind un spital mult mai mic, deci cu atât mai greu de descurcat în aceste condiții. Dar am spus-o și imediat într-o întâlnire cu personalul medical că timpul laudelor a trecut. Facem ședințe acum să discutăm despre problemele spitalului când este bine, ca să nu le facem când este rău. Un spital e un mare consumator de bani. Deci lumea nu prea știe, cetățenii simpli și se duc până acolo la spital, ei nu știu că un spital cheltuie extraordinar de mulți bani pe lună. Și nicio autoritate locală, am spus-o, nicio primărie, niciun consiliu județean nu va putea susține nici pentru o singură lună cheltuielile unui spital. Deci pentru o singură lună mă refer. Nu să susțină tot anul sau ceva. Și atunci un spital își rezolvă problemele din 97% din contractul cu casă. În unele cazuri chiar și mai mult. Restul de între 1 și 3% sunt banii din venituri proprii. Venituri proprii ar însemna să taxezi pacientul acolo la spital. Ceea ce este foarte complicat. Am văzut la unele, vine un aparținător, face o de... Oamenii nu au bani să se deplaseze la un spital, dar să mai și plătească la spitalul respectiv. Dar avem un contract cu casa, suntem nemulțumiți de el, nu prea avem ce discuta. Suntem invitați la așa zise negocieri. Ce înseamnă asta, negocierea? Negocierea înseamnă... Adică eu cam cunosc termenul, dar nu știu ce înseamnă Să ți se pună niște hârtii în față și să semnezi un proces verbal de negociere și după aceea semnezi contractul cu casa, îl face între casă și comitetul director al spitalului. Problema este că... Ceva de genul cum negocia România cu RSS când era... Era o glumă după timpul colectivizării în care zicea ce i-am pus pistolul la tâmplă și a semnat de bunăvoie intrarea în colectiv. Cam așa, deci, așa și aici. Ideea este că nu semnezi, nicio problemă, nu mai ai banii, la revedere, stai tu pe la negocieri, pe la medieri, tot timpul se discută despre o formulă care implică niște calcule matematice și ăștia sunt bani. Problema este că nu neapărat te păcălește cineva. Sunt din ce mai puțini. Aici ai problema. Ideea este că banii vin din ce în ce mai puțini. Nu sunt bani în sistemul medical românesc, cu toate că din asigurările de sănătate se ridică undeva la vreo 4 miliarde de euro anual. Din ceea ce plătim deci, noi. Deci astea sunt banii de la Casa de Asigurări, fără ce are guvernul din partea lui, din buget, nu? Era o variantă... Altă poveste. Era cred că guvernul nu-și bagă mâna în banii ăștia, mă gândesc, nu? Deci acum guvernul și ăsta fac bugetul.
Până la urmă, oamenii cât au decis ei acolo că se merg către sistemul sanitar, nu trebuie să-ți bagi mâna, că nu-i bagi deloc. A, m-ați înțeles? Deci, da. Ăștia e suma, ți-a dat-o și la revedere, descurcă-te cu ea. Ideea este clară de tot că nu sunt bani de ajuns. Vă dau niște exemple concrete. Noi am avut anul trecut un contract cu casă. Am supraviețuit până la 1 mai și v-am spus că nu avem niciun leu, ba din contră, toți furnizorii sunt plătiți la zi și așa mai departe. Tocmai că am strâns pe parcursul anilor niște bani din acele reduceri și le-am pus deoparte și aveam în cont și așa mai departe. În perioada ianuarie-aprilie 2012 și ianuarie-aprilie 2013, pe cele 4 luni de zile, diferența de cheltuieli cu salariile este de 4 miliarde 700 de milioane. S-au venit mărirea de salarii. A venit reîntregirea de 15%, dar contractul a rămas la fel. Nu a venit o sursă de finanțare, nu a venit o suplimentare a contractelor cu casa, cel puțin să ne acopere acest lucru. Diferența. Și atunci, noi nu suntem la spital. Spitalul nu este o instituție publică, dar să înțelegem o chestie. Nu este o instituție care să facă profit. Nu este o instituție care mai are bani, să zicem, și pentru altceva. Ei erau la limita între cheltuieli și venituri ca să nu intri pe datorii, să faci arierate și așa mai departe. Deci, cele 4 miliarde 700 au fost acoperite din acei bani în cont. Au scăzut valoarea unor servicii spitalicești, tot comparativ cele 4 luni, 1 miliard 700. Au crescut cheltuielile cu medicamente, unele medicamente au fost scumpite de 2-3 ori și cu curentul, cu gazul și așa mai departe, încă vreo 540 de milioane. Total vreo 7 miliarde, deci comparativ 4 luni din anul 2012 cu 2013. Deci mergi cu 7 miliarde în pierdere sau ceva în 4 luni, de 3 ori în an, vă gândiți la ce sumă ajungi. Alte spitale mult mai mari, mai greu și mai mare este suma. Și atunci așteptam toată lumea ca aceste contracte cu casa, știți cum, nu aveam mari speranțe, dar până nu vezi, până nu te lovești cu capul de perete, până nu vezi exact ăsta, mai ești optimist. Și lucrul nu a fost pe placul nostru și al tuturor spitalelor din județ și din țară, să vede că e o mare problemă în acest moment. Și avem spitale în județul Nedoara care prin contractul cu casa nu și asigură nici salariile. Noi suntem într-o situație așa mai frumoasă. Dar vine un deficit cam de 1.200.000, 1.400.000 pe lună între cheltuieli și venituri și atunci trebuie luate niște măsuri urgente ca să nu cumva să rămânem vreo lună pe datori. Bănesc că ați discutat și ați luat ceva măsuri sau urmează să luați în sensul ăsta, să vedeți cum faceți, că nu o să le lăsați, cum le-ați lăsat nici data trecută să ajungă la, știu, să apară datorii, mă gândesc că nu o să lăsați nici acum. În ziua când am fost la casă, în ziua următoare ne-am întâlnit la spital cu comitetul director și am avut o discuție, primă discuție, să vedem ce măsuri luăm ca să nu avem probleme pe viitor. În primul rând, propunerea comitetului director avizată de Consiliul de Administrație a fost în felul următor pentru luna mai. Să vedem, și chiar am vorbit acum 2 zile, peste câteva, în primele zile ale lui iunie, putem să tragem în iunie să ne vedem planul. Ideea este așa, s-au luat niște măsuri de reducerea a unor cheltuieli cu bunurile și serviciile, cât mai putem acolo, și în plus 2 zile pentru personalul medical de ambulatoriu fără, și al personal auxiliar fără medici, 2 zile liber acasă neplătit. Deci în plus, personal auxiliar, medici își fac treaba în continuare? Medicii rămân, cei care făceau gărzi
li s-au redus gărzile de la 100% pentru perioada de sâmbătă-duminică, sărbători legale, la 50%, iar cei care făceau și în cursul săptămânii, de la 50% la 25%. Asta este ceea ce îi afectează în această lună pe medici, restul personalului cu cele două zile. În primele zile ale lui iunie vom trage linie și vom vedea ce se va face. Noi, de exemplu, am avut paturile acelea în spital de 3 ani de zile, acele de la 170 de paturi la 138 de paturi. Noi nu am reprogramat pe nimeni. Toți oamenii aia au venit și s-au ocupat paturile în spital, în continuu, aproape cele 175 de paturi erau ocupate cu internări. Pentru acest lucru, noi am plătit anul trecut 23 de miliarde de lei în plus din banii spitalului și acești bani au fost cheltuiți fără să fie decontați de casă. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim în studio alături de domnul Gabriel Lungu. CityNews.ro îți aduce toate știrile din Cluj, Mureș, Alba, Arad, Bihor, Bistrița, Năsăud, Hunedoara, Maramureș și Sibiu. Vă așteptăm pe www.citynews.ro cu noua secțiune de știri regionale, harta interactivă a știrilor, motor de căutare optimizat, galeria foto-video îmbunătățită. CityNews. Accesibil, rapid, complet. De urcat scările, arzi doar 27 de kilocalorii. Cam puțin, nu-i așa? Vrei să arzi, fără niciun efort, 150 de kilocalorii? Încearcă Cryosauna de la Heavenly. Află mai multe pe frigulardecalorii.ro. Dacă nu veți fi demis la referendum, eu, Crin Antonescu, mă retrag definitiv din viața politică.
Revenim în studiurile din Petroșani, alături de mine domnul Gabriel Lungu, președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal din Lupeni. Domnule Lungu, rămăsesem la paturile din spital. V-am întrerupt atunci, era ceva, era să povestea ceva cu paturile. Asta am spus, că cele 37 de paturi reduse de către Casa de Asigurări, că nu le-au băgat la finanțare, noi le-am păstrat în spital, dar pentru acele paturi noi am avut pacienți internați și au fost plătite din banii spitalului. Deci acea poveste că, domne, să nu internezi mai mult decât ai contract cu casa, ei, cei care iau aceste decizii în birouri, nu vin să se confrunte cu pacienți. Ei nu vin să se confrunte cu oamenii bolnavi care sunt unii dintre ei într-o situație critică. Ei stau la birou și e frumos să vorbești așa ceva. Din birou vreau să vă spun o treabă. Este postat pe site-ul Ministerului Sănătății un proiect de ordin comun al Ministrului Sănătății și al președintelui de la Casa Națională de Asigurări. Este postat pe data de 22-a 4-a și astăzi suntem în 22-a 5-a. Da. Auzi că îl țin până pe 22-a 5-a, adică până astăzi, pe site-ul Ministerului. Să comenteze lumea. Acel proiect de ordin ar face posibil o îmbunătățire a situației financiare a spitalului. Aveau în intenție să mărească cu 25% contractele fiecărui spital care a încheiat contract cu casa. La articolul 2 roman din acest proiect de ordin spune că prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea 1, și intră în vigoare începând cu luna aprilie 2013. Retroactiv nu intră niciun ordin. Era vorba de 25%. Nu au făcut nimic în sensul ăsta. Ba din contră. Dar atunci ce au mai făcut? A făcut-o la mișto, așa, deci, ca să se întreabă sau ce, să îmbrânige lumea? Da, să le mai dea speranțe la unii sau la alții și n-au dat niciun ban. Deci n-au aprobat acest ordin. În data de 10-a 5-a 2013, deci după ce pe 22-a 4-a a fost postat ordinul, Ministrul Sănătății dă un comunicat. Zice așa: Ministerul Sănătății a luat la cunoștință faptul că mai multe unități sanitare sunt nemulțumite de fondurile alocate de casele județene. Asta e chiar glumă. Și în consecință dorește să facă următoarele precizări. Eu consider că ar fi luat la cunoștință de momentul în care și-a postat pe site-ul Ministerului proiectul de ordin. Deci eu așa consider că luasă cu mult mai înainte la cunoștință, a văzut că banii nu o să ajungă și atunci facem noi un proiect de ordin să modificăm ordin, să mărim cu 25%. Deci știau deja că lumea... Deci pe 10-a 5-a spune că domnul a luat asta, el la cunoștință și zice ministru. Și după aceea zice, face următoarele precizări. Și asta, atenție mare, Ministerul Sănătății nu are atribuții pe linia contractării serviciilor medicale între spitale și casele județene de sănătate. Deci nu are atribuții, dar continuă. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății a solicitat Casei Naționale să revadă modul de alocare a sumelor pe casele județene și, în consecință, în Monitor Oficial va apărea un ordin comun al Ministerului Sănătății și al Casei de Asigurări de Sănătate, prin care sumele puse la dispoziția spitalelor cresc cu 10 puncte procentuale. Deci, avem un proiect care spune că vom crește cu 25%, postat pe 22-a 4-a, și avem un comunicat de presă pe 10-a 5-a în care spune că vom crește cu 10%. Dar Ministerul spune că nu are atribuții în acest sens. Dacă iei niște declarații ale Ministrului Sănătății, zice, domnule, ăștia trebuie să asculte de mine că ei sunt sub coordonarea mea. De fapt, mai departe ce mai spune, și aici veți vedea o frază și o să comentez puțin. Ministerul Sănătății a solicitat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate funcționarea comisiilor de mediere de la nivel județean, drept pentru care și-a desemnat reprezentanți, în ciuda faptului că acea Casă Națională de Asigurări de Sănătate a emis deja un ordin fără reprezentanții Ministerului Sănătății. Comisiile de mediere sunt acele comisii prin care, dacă există o nemulțumire privind finanțarea spitalului și așa mai departe, este o comisie de mediere la nivel județean să discute despre problema asta. Ce observăm aici? Că Ministerul Sănătății, care spune că are în coordonare Casa de Asigurări, n-are reprezentanți și a desemnat în ciuda faptului că CNAS a emis deja un ordin fără reprezentanții Ministerului Sănătății. De fapt, sistemul sanitar și spitalele și
de fapt viața celor angajați ai spitalelor din România și de fapt viața pacienților depinde de fapt de un conflict între Ministerul Sănătății și președintele Casei de Asigurări, în care își dau la joale prin comunicate de presă postate pe site-urile ministerelor și de fapt nu fac nimic nici să aprobe 25% și nici să aprobe nici 10% și de fapt sistemul sanitar este de fapt cel mai bolnav sistem din România. Și o să vă dau un exemplu, că de fapt nu e așa de nou acum în acest moment această problemă. Eu am aici în față un raport al Comisiei Prezidențiale pentru analiza și elaborarea politicilor din domeniul sănătății publice din România. Numită frumos, așa, un sistem sanitar centrat pe nevoile cetățeanului. Este un raport din anul 2008 al Comisiei Prezidențiale, este postat pe site-ul președinției, care ne arată de atunci că sistemul sanitar este varză în România și că în anul 2007, că un copil născut care s-a născut în 2007 are de 6 ori mai mari șanse de a deceda înaintea primei sale aniversări, în comparație cu un copil născut în aceeași perioadă în Suedia și de aproape de 3 ori mai mare decât unul născut în Ungaria. Și suntem, de fapt, la hepatită, la tuberculoză, la cancer de col uterin, la toate bolile, aproape, suntem pe primul loc în Europa. La toate în sensul rău. Deci, s-au făcut tot felul de rapoarte, s-au făcut tot felul de studii. Un singur lucru nu se face finanțarea sistemului de sănătate. Că în afară de aceea ce am vorbit eu, că mai sunt persoane care fură, că mai sunt persoane care sunt incompetente, ăștia totuși nu sunt la modul general. Și la modul general e lipsa acută de finanțe a spitalelor din România. Dacă nu se vor lua măsuri, oamenii nici aici în Valea Jiului, între Lupeni și Petroșani, plătesc 100 de mii dus întors la microbus. Dar să meargă la Timișoara, la asta, s-a ajuns peste tot și la spitalele mari, în care te duci peste tot cu lista. Nu vreau să mai dau numele unui spital sau localitatea de unde este, dar un spital care tratează din România problemele de inimă, dacă Ministrul Sănătății, dacă președintele Casei de Asigurări, dacă luăm factorii politici din România, ar sta la poarta acelui spital o singură zi, ar vedea că toată lumea se duce la farmacie acolo în apropierea spitalului să-și ia acele materiale pentru o coronografie care costă 12 milioane de lei vechi și traversează ca au acele materiale și nu poți să le îndoaie și trebuie să treacă cu ele în mână, dacă le-ar face fotografii sau să-i filmeze, peste 100 de persoane trec zilnic cu acele materiale în mână. Deci zilnic, gândiți-vă, 12 milioane de fiecare persoană. Oamenii sunt internați, pacienți acolo, fiecare trebuie să aibă un însoțitor care să facă, de fapt, naveta între spital și farmacie. Și se fac, ei știu, dar în fața poporului, acești politicieni de carton dau prosteală la populație. Nu de mult a fost un profesor care a ieșit în față și a spus aceste lucruri, că o anumită clinică nu mai are nimic acolo, nici ustensile, nu mai are cum să facă intervenții. Și din câte am înțeles eu, de la minister s-a trimis un cod care să le execute pe domn profesor, cum și-a permis el să spună așa. Deși era real, că ăla n-ar fi ieșit afară în presă să spună, domnule, știi, eu nu am cu ce să lucrez, dacă el ar fi avut cu ce să lucreze. Aș putea că, să zic că ar fi încălcat legea tăcerii, dar în cazul ăsta, fiind atât de publică situația și văzând toată lumea, deci nu a încălcat nicio lege a tăcerii. Legea tăcerii, dacă ar fi instituită între ei acolo, acel profesor, dar este clar de tot că îi deranjează și dacă cineva vorbește. Deci îi deranjează și acest lucru, pentru că este clar de tot că banii
S-au văzut și niște reportaje, s-au dus la anumite spitale pe materiale care au fost cumpărate de 10 ori prețul lor, de 15 ori și așa mai departe, pe mobilier și așa mai departe. Deci se ascund anumite jafuri din sistemul sanitar pe suferința pacienților. La urma urmei, nu totul e jaf. Am văzut, spuneați că Ministerul Sănătății încă nu se știe, coordonează, are atribuții, n-are atribuții, acolo scrie că n-are. De fiecare dată a fost o luptă pe putere și în actualul guvern, între ministru și președintele casei și în vechiul guvern, tot la fel a fost o luptă. Nu se înțeleg odată, vor fiecare partid să-și pună cât un șef și după aceea nu se înțeleg între ei. Dau declarații care de care mai năstruși nici la televizor, îi vedem toată ziua dând tot felul de declarații, dar vedem clar de tot că pacientul nu poate să beneficieze nici de minimul necesar, nici de un pansament sau de ceva. Ba din contră, eu vă spun o treabă, la spitalele ăștia mici, cum suntem noi la Lupen, cum este chiar și Petroșanu sau chiar Vulcanul, să luăm aici în Valea Jiului, să nu uităm că s-a închis un spital, că vorbeați la un moment dat de Consiliul de Administrație și de o anumită atenție acordată unui spital. La Petrila, spitalul s-a închis. Deci exista spital și a fost închis și eu consider că în mare parte din neglijență. Neglijența? Pentru că nu aveau datorii. Neglijența celor care trebuiau să se ocupe de spital. Și s-a văzut clar de tot că în momentul în care spitalul s-a desființat, unii dintre cei care erau vinovați au fost primii care au plecat de acolo și au revenit numai când puteau să câștige niște bani. Spuneți ceva despre pansamente. Din câte am văzut, ministerul încearcă să-și tragă, eu știu, atribuțiile de a organiza licitații pentru achiziții. Cum ar fi chestia asta? Deci primarul răspunde, el ia în jurăturile dacă se închide, nu știe cum să facă, nu doarme noaptea, președintele Consiliului de Administrație, oamenii care sunt în jurul lui, directorul de spital și astea, și la urma urmei vine domnul ministru și zice, da, voi aveți atâția bani, perfect, eu fac licitația pentru, cu niște șmecheri de alea de acolo. Licitația pentru medicamente, pentru materiale sanitare, pentru anumite consumabile și așa mai departe, va fi făcută la nivel centralizat. Dar ei au avut și înainte, când spitalele aparțineau la ei, toate aceste licitații le făceau ei. Și eu nu văd în acest moment importanța, decât în sensul de a urmări anumite scopuri, nu știu de ce. Dacă vreau să ajute spitalele, păstrau spitalele la ei și luau treaba asta. O să fac o comparație și o să discutăm altă dată. Concret, cu cât deci vor scădea de la prețurile. Ei, la ei, spitale, când au fost date cu miliarde de datorii. 18 da. Miliarde, 20, 30, sute de miliarde au fost spitale care erau, le-au dat la, către administrațiile locale. Acum ăștia au văzut care cum s-au descurcat. Poate unii mai bine, unii mai rău. Iar ei au zis așa, da, domnule, toată lumea vine și noi organizăm licitații pentru... ca să vină la noi băieții aia care dacă se ocupă. Dacă vor fi prețurile mai mici decât le luăm noi acum, un lucru ar fi perfect. Odată, în primul rând, va conta clar de tot și modul de distribuire a lor, în sensul să nu avem sincope în a ne aproviziona cu aceste medicamente, și după aceea vom vedea și prețul. Dacă cele două, modul de aprovizionare și prețul va fi mai mic, noi nu avem decât să fim bucuroși. Dar să nu rămânem cu o firmă care să pună monopolul și după aceea să ridice prețul la cât vor ei și să nu avem nici modul de aprovizionare, în sensul cum au fost vorba cu acele alimente, ulei și făină de la fondurile europene pentru nevoiașii din fiecare localitate care n-au mai venit întrucât o firmă din Bulgaria a tras țeapă părții române. Haideți să revenim la modul de cheltuire a banilor. Am aici niște documente. Eu m-am ocupat într-o vreme de spitalul din Lupeni.
înainte să fie preluat de primărie. Știu, am aici că se achiziționa, ia să vedem, praline, gazon sport, țestoase Nija, se stătea la hotel în București, o noapte costa 341 de lei, eu știu ce alte lucruri, în baza unui contract făcut cu o firmă de avocatură. Deci firma de avocatură cu asta justifica, am aici toată lista, de justifica aceste cumpărături, mă rog, plata asigurării pe casă, pe toate alea. Știu că la acea vreme v-ați declarat, eu știu, deranjat de aceste practici și, din câte știu, s-a făcut o sesizare undeva la organe. Cu ce a mai rămas cu aia? Că e de mult, deja aproape 3 ani de când ați plecat la spital. Păi în luna august, imediat după, la 2 luni după ce s-a preluat spitalul, am constatat că era un control efectuat prin aprilie, ceva de genul ăsta, 2010, al Curții de Conturi. S-a emis o decizie prin care trebuia recuperat un prejudiciu de 3 miliarde 200 de milioane. Existau variante în felul următor: să accepți acel prejudiciu în sensul că da, s-a greșit undeva și hai să-l plătim, să vedem cine sunt vinovații. Bineînțeles că Curtea de Conturi și preciza cine e responsabil. Sau în celălalt caz, în care contești decizia Curții de Conturi în instanță. Nu s-a făcut niciuna, nici alta. S-a trimis decât o adresă că nu există prejudiciu și a rămas clar de tot decizia definitivă, necontestată. Drept urmare, pentru că legea Curții de Conturi prevede că persoanele de conducere trebuie să ducă la un bun sfârșit și să urmărească deciziile Curții de Conturi, altfel este pasibil de o pedeapsă penală cu închisoarea. Decizia nu mai e putând fi contestată, s-a făcut o plângere penală din partea spitalului împotriva fostului manager al spitalului. Și s-a constituit spitalul și ca parte civilă cu suma constatată de către Curtea de Conturi. Suntem în anul 2013, mai avem câteva luni până în august și în acest moment nu avem nicio decizie a parchetului. Nu v-a anunțat nimic, domnule, deci, de un an și ceva... Să vă mai ceară ceva, eu știu. De un an și ceva nici n-au mai întrebat, nici n-au mai trimis o adresă, ar fi trebuit să avem și noi o soluție, mai ales ținând cont de acest punct sensibil de care vorbim, al spitalului. S-au putut cerceta cetățenii în țară pentru referendum, au fost puși să jure pe Biblie, au fost puși pentru orice, dar nu pot, de exemplu, să dea o soluție, indiferent care, pentru că spitalul este decis să meargă inclusiv în instanță, pentru a se da un verdict al instanței. Bine, actualul manager e obligat să facă asta. El era obligat, e bun de plată, nu? Pentru că altfel ar fi fost el, pentru că legea nu se referă la managerul X sau la managerul Y. Legea se referă clar la conducerea unității respective. Dacă nu duce la îndeplinire sau nu urmărește. Nu mai avea ce să ducă la îndeplinire și nu mai avea ce să urmărească pentru că decizia era definitivă. Drept urmare, singura soluție pentru a nu intra acea persoană care preluase spitalul ca și conducere în închisoare, să se îndrepte împotriva celor pe care i-a găsit Curtea de Conturi, nu altcineva. Și avem 3 ani de zile de așteptare în care, v-am zis, un dosar în ceea ce privește un prejudiciu constatat de Curtea de Conturi la spital, vorbim de bani lipsă la spital, vorbim de pacienți cu probleme, dar nu se rezolvă o problemă elementară și stabilită deja de un organ al statului român, în speță Curtea de Conturi. Probabil chestia asta se întâmplă foarte des în țară. Ba din contră, așa că ați citit ceva acolo, poate nu s-a înțeles, sunt documente justificative pentru o sumă de 700 de milioane pentru asistență juridică
Și de fapt acele documente justificative sunt niște copii xeros de pe facturile ale telefoanelor personale ale avocatei respective, de pe faptul că și-a făcut cumpărături la market, de pe faptul că și-a luat gazon, de pe asigurările de viață, de pe faptul că ar fi trebuit să consume benzină dacă dădea de 2.5 ori în conjurul ecuatorului, de pe faptul că bonurile de benzină se văd că sunt luate în aceeași zi, în aceeași oră și asta, s-a plătit inclusiv pentru o deplasare la București de 2 zile la un proces 210 milioane. Cred că nici mari avocați din București nu sunt plătiți, nici ăștia ai lui Gigi pe Calin, nu sunt plătiți la prețul ăsta. Și dacă instanța și-ar face treaba, probabil că banii și-ar trebui să revină spitalului, nu? Mă gândesc eu, nu? E totuși o sumă cât de cât. Dacă și-ar face treaba, ar da o soluție. Deci, nu vreau eu să spun că trebuie să dea soluția într-un fel sau altul. Pe noi ne frapează faptul că nu avem o soluție de 3 ani. Într-un caz în care nu vorbim de s-a pierdut în pădure mărul lui David sau lui Adam sau lui ăsta, și s-a pierdut niște bani la un sistem, un spital. Ok. Deci, noastră credeți că veți supraviețui și anul ăsta? Faceți tot posibilul? Noi credem că nu numai anul acesta, chiar dacă am văzut că s-a anunțat pe bandă că luptăm pentru supraviețuire sau pentru plata arieratelor, precizez încă o dată, Spitalul Municipal Lupen nu are nicio plată de făcut pentru arierate, pentru că este singurul alături de cel județean care nu are arierate. De aici încolo sunt probleme numai pentru faptul că suntem slab finanțați de la Casa de Asigurări. Ok, vă mulțumesc noastră, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și vă doresc o zi bună în continuare. La revedere!